Galateni 5, 22 și 23. Bine v-am găsit, copii! Astăzi vom învăța împreună cu Edi despre roada Duhului Sfânt, cea care ne poate transforma viața, să ne dea o inimă nouă, să trăim pentru Iisus Hristos, Domnul nostru. Bucuria! Bucuria! Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Bine v-am găsit, copii! Astăzi vreau să vorbim despre bucuria. Ce minunat ne simțim noi când este ziua noastră de naștere și suntem înconjurați de familie, verișori, rude și totul se desfășoară foarte frumos. Dar ce se întâmplă în sufletul nostru când se termină petrecerea? La început experimentam bucuria, dar acum, la final, experimentăm tristețea în loc de bucurie și acest lucru nu este plăcut. Acestea sunt sentimente care vin și pleacă, dar astăzi vreau să vorbim despre adevărata bucurie care vine de la Dumnezeu. Această bucurie va fi cu noi chiar și situațiile dificile din viața noastră. Indiferent în ce situație ne-am afla, avem o bucurie care este în sufletul nostru, știind că Dumnezeu este credincios și întotdeauna își ține promisiunile. Da, copii? Dacă lași pe Duhul Sfânt să-ți controleze viața, El îți va da în schimb o roadă spirituală și anume bucuria. Exemplu biblic. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele de la 16 la 40, găsim o relatare în care doi oameni care erau urmași al lui Isus, adică Pavel și Sila, au fost aruncați în închisoare și bătuți pentru că vesteau Evanghelia în public sau în piețe. Ce făceau ei în închisoare? Chiar dacă era întuneric și frig în acea închisoare, ei lăudau pe Dumnezeu prin cântecele lor și își exprimau bucuria, știind că niciodată nu vor fi părăsiți. Ei au dat dovadă de roada spirituală bucuria. Galateni 5, 22 și 23. Așa se întâmplă și în viața noastră când vin încercările. Duhul Sfânt îmi dă bucurie, curaj și tărie să pot trece prin situațiile dificile. Așa cum zice Biblia în Psalmul 4, de la versetele 6 la versetul 8. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai multă bucurie în inima mea decât au ei. Când li se înmulțește rodul grâului și al vinului, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Când îl lași pe Dumnezeu să-ți controleze viața, vei avea o cântare din inimă, așa cum a avut și Pavel și Sila. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne dă bucuria și puterea necesară să trecem prin situații dificile, cum a fost Pavel și Sila. Să-i mulțumim că ne iubește cu o dragoste adevărată și să-i mulțumim pentru părinții noștri. Să ne unim în rugăciune ca să crească această roadă în viața noastră, să înțelegem că Dumnezeu ne iubește pe toți în același fel, să cerem lui Dumnezeu să fie pace, sănătate și liniște în țara noastră. Și nu uitați că Domnul nostru Iisus este singura cale de a ajunge în rai, adică în sala tronului, ce mult mi-aș dori să ajung și eu acolo, și că El este învierea și viața. Pe data viitoare, copii! Ați urmărit al treilea episod din Roada Duhului Sfânt, Bucuria. Celelalte episoade și multe altele le puteți găsi pe YouTube la Key for Family sau pe YouTube Kids la Key for Kids. Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii!